Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară, dată de domnul primar. Să trecem la discuție procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții sau propuneri, vă rugăm să vă exprimați cuvântul. Dacă nu, să trecem să spunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Da, bine, mulțumim. Să trecem la primul punct de hotărâre. La ordinea de zi s-a dat o suplimentare. Deci, este proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea... Asta nu a văzut aici, stăvă. Nu, ce-a spus de... Cred că deci, proiectul de hotărâre privind acordarea de titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către EON Moldova Distribuție SA pentru suprafața totală de 361 metri pătrați, teren intravilan situat în intravilanul orașului Strănic Moldova, localitatea componentă Cireșoaia, în vederea executării lucrării securizării branșamente PTA 3 Cireșoaia, localitatea Strănic Moldova, județul Bacău. Să spun eu pentru, dacă sunteți de acord, pentru suplimentarea, da, suplimentare, da. Dacă sunt de acord cu suplimentarea, cine se pentru? Domnul Dastru se abține, da? Da. De asemenea, mai avem la ordinea de zi proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință a școlii. Punctul 6. Transmiterea în folosință a școlii gimnazială numărul 1 a unui microbus școlar, de fapt, se va transmite în proprietate. Modificăm ordinea de zi, va fi transmiterea în proprietate a școlii, pentru ca aceasta să poată să se ocupe de licențele de transport a microbuselor. Mai are un microbus școlar. Ăsta al doilea a fost adus de primărie, dar pentru ca să poată școala obține licență, trebuie să fie în proprietatea lor. Dacă sunteți de acord și cu modificarea acestui punct de pe ordinea de zi? Cine este pentru? Domnul Dascălu? Abținere. Și la mine de proprietate. Așa. Începem cu ordinea de zi. Primul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 92 din 26.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2016 la nivelul UAT orașului din Moldova, completată prin hotărârea Consiliului Local numărul 98 din 17.12.2015, inițiator economist Șerban Andrei, primarul orașului din Moldova. Dacă sunt discuții pe această linie, pe acest proiect de hotărâre, vă rugăm. Întrebări? Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale pentru contribuabilii, persoane fizice și juridice, în conformitate cu prevederile articolului 12 din OUG numărul 44/2015. Inițiator Conis Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Da, vreau eu ca să vă spun ce este vorba. Da, deci conform legii, toți cei care au datorii, atât persoane fizice cât și juridice, la impozite și taxe, pot fi scutiți cu 73% din valoarea penalităților. Deci e o măsură bună care o luăm pentru cetățeni și pentru firmele care le avem în zonă. Deci, vă rog chiar să discutați acest subiect, să-l promovați, pentru că toți cei care au datorii, repet, pot, conform hotărârii de guvern, să le scădem această datorie cu 73%. Se spune și vreau să promovați. La vreun datoria, deci... E vorba de penalitățile. Da, penalitățile. Da, penalitățile. Conform da. 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 Dacă aveți și alte întrebări. Am înțeles, domnul Dascălu? Da, spune-mi. Nu știu dacă ordonanța 112 se referă la taxe și impozite. Ordonanța 44. 44, da. Da, este vorba de acordarea acestor facilități fiscale, chiar în proiectul de hotărâre aveți titlul, în tot materialul, este tot titlul de ordonanță 112. Se referă la acordarea unor facilități fiscale în sensul diminuării majorilor penalităților și față de bugetul de stat și față de bugetul local. Pentru bugetul local este nevoie de hotărârea Consiliului Local. Da. Dacă aveți alte întrebări. Dacă nu, avizul comisilor. Până la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc. Da.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației UD, mansardare și extindere locuință, construire, zid de sprijin și împrejbuire teren, Steaua Dobru, numărul 4, Sălnic, Moldova. Inițiator, Iconis Șerban Andrei, primarul orașului Sălnic, Moldova. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, spune, avizul comisă, pardon. Spune la vot cine este pentru. Pentru. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru realizarea, finalizarea obiectivului investițional, amenajare poduri din beton armat, punct pietonale, orașul din Moldova, județul Bacău, inițiatorul Iconis Șerban Andrei, primarul orașului din Moldova. Dacă sunt discuții. Este vorba de care au fost coordinate și a ședinței anterioare și a fost retras, că s-au găsit niște inadvertențe. Revin cu rugămintea pentru podul de la sanatoriu. Pentru că n-a fost prins în proiect. Dar nu a fost prins. Deci este vorba de podurile care au fost în documentație, cele care au fost făcute ordonanța 7. Sunt cele care au fost prins. Da, mai aveți întrebări, vi avizul comisiilor. Spune la vot cine este pentru. Mulțumesc. Abține ceva? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău a unor lucrări la plăte de schinemirea Sălnic Moldova. Inițiator, Iconis Șerban Andrei, primarul Sălnic Moldova. Dacă sunt întrebări sau discuții pe partea acestui proiect. Da, domnul Dascu, spune. Din câte știm noi, aportul la aceste investiții la Pârtia de Schie au o majoritate cei din Consiliul Județean. Noi avem o parte foarte mică, nu știu, 7-80%. Da, la investiție, la exploatare, așa a fost 50-50. Nu era mai bine ca proiectul acesta, ca acționar majoritar la Pârtia de Schie, să fie promovat de Consiliul Județean? Noi trebuie să aprobăm facă regulă. Și numărul 2. Promovarea turismului. Eu am mai avut o intervenție și am discutat. La un moment dat se spunea că o să se realizeze un centru de informare turistică la Sălnic Moldova. Dacă poate să ne spună cineva care este faza privind la el vine de aproape 3 ani, 4 ani. O să se realizeze și un centru de informare turistică. Deci să înțelegem că se va realiza. Avem câțiva colaboratori foarte buni care cu propria finanțare, e o doamnă Șurnea, unul Frecuș, care vor să investească să realizăm centrul de informare. Line și DNA o să participe? Nu, eu vă întreb. Eu vă întreb că s-au cheltuit bani mulți. Noi foarte bine cu DNA-ul, domnul Dastru, și modul în care se desfășoară activitatea... Dar să știți că nu mă refer la instituția DNA, este o abreviere. La modul cum se rezolvă problemele în primăria Sălnic Moldova, dar faptul că se respectă legalitatea, ăsta e motivul pentru care noi nu avem probleme. Și chiar ar trebui să fiți mândru, că dacă în alte localități au apărut probleme... Pentru că tot este atac la persoană. Spuneți-mi, s-a redeschis și este pe rol un dosar al Curții de Conturi împotriva UAT Sălnic Moldova și Șerban Andrei? Domnul Dascu, deci dacă vreți să discutăm de legalitate, repetă, te rog, ai spus a primăriei și al lui Șerban Andrei? Unitatea administrativă teritorială prin reprezentantul Șerban Andrei. Așa, și pentru ce? Dacă există... Dar la ce se referă? Este un raport la Curții de Conturi care a constatat deficiențe de câteva miliarde și din câte știm noi pe portalul instanțelor de judecată s-a redeschis... Noi n-am primit nicio informație. Nu, dar poate are dumneavoastră informația. Nu am primit eu am primit pe portalul instanței de judecată, respectiv judecătoria Onești. Probabil că vreau să aveți mai multe acțiuni la judecătoria. Dar mai sunt și alte întrebări, domnul frumos. Dacă nu, spune avizul comisului, pardon. Pune la vot, cine se pentru? Țineți-o. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința școlii gimnazial numărul... A fost mai multe. În proprietatea școlii, deci modificat, da?
deja punctul 7, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de realizare a obiectivelor și criteriilor. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință a școlii gimnazial numărul 1, Slatic Moldova, unui microbus școlar. Inițiatorul de comisie Urban Andrei, primarul Slatic Moldova. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Legătură cu microbuzul către școala gimnazial numărul 1. Da, domnul, spuneți. S-a folosit fiindcă proprietatea. Transferul acesta se face cu titlu gratuit, contra cost. Da, cu titlu gratuit se face către școala numărul 1. Mulțumesc. Da. Dacă sunt și altă întrebări. Dacă nu, cel comisar vizit, avizul comisarul pe favor. Cel la cine este pentru? Punctul 7. Proiectul de privind aprobarea modului de realizare a obiectivelor și criteriul de performanță stabilite în contractul de management de către Oprea Gabriel Florin, administrator public în cadrul aparatului de specialitate a primarului Slatic Moldova. Inițiator, economist Șerban Andrei, primarul Slatic Moldova. Dacă sunt discuții, proiectul de dacă nu, cerem avizul comisiilor. Favorabil. Nu la vot este pentru. Mulțumesc. Domnul Gaspăru, acționă? Da. Punct 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de management a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru administratorul public din aparatul de specialitate a primarului orașului Moldova. Inițiatorii comisiei Urban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Dacă nu, cer avizul comisiilor. Spune la vot cine este pentru. Punctul 9. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru remediarea deficiențelor constatate de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii de verificare, controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către entitatea de interes local SECE cu capital integral sau majoritar al UAT efectuate la SECE util preserv SRL Slatic Moldova. Inițiatorul Comisiei Urban Andrei, primarul Slatic Moldova. Dacă sunt discuții, întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor. Spune-mi apoi ce este pentru. Pentru. Da, da. Punctul 10. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 din anul financiar 2015 al SECE Util Press SRL din subordinea Consiliului Local Orașului Moldova. Inițiatorul comisar Șerban Andrei, primarul Orașului Moldova. Dacă aveți întrebări sau discuții. Dacă nu, ce nu aveți comisilor? Favorabil. Spune-mi ce este pentru. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2016 al SECE Util Press SRL din subordinea Consiliului Local Orașului Moldova. Inițiatorul comisar Șerban Andrei, primarul Orașului Moldova. Dacă sunt discuții. Da, domnule, spuneți. Aș veni cu o propunere ca parte din sumele pe care Consiliul Local le are restanțe către Util Preserv, dacă tot se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, să încercăm să scăpăm de aceste datorii și să facem plata, pentru că și ei se descurcă destul de greu, din punct de vedere financiar. Și dacă poate să ne spune cineva care este contul acestor sume care ar trebui virate către SECE Util Preserv. Să întrebăm la contabilitate. Iar sumele diferă de la zi la zi, pentru că acolo unde poate plăti și nu poate plăti, primăria plătește, societatea face alte lucrări, important că nu e o societate privată, important că e societatea în care Consiliul Local este tot staționat, important că oferă locuri de muncă unor oameni din zonă și în condițiile astea sunt o treabă foarte corectă. Să le rămânem datori. Dacă rămân datori, da, asta e. Nu-i treaba noastră. Oamenii caută și se recuperează datoria de la tine. Ajung în stat... Vă rog să fiți decent, să folosiți expresiile corecte. Nu vă face cinste postura de primar de a vă adresa altfel decât este normal și politicos. Eu v-am spus domnul primar. Și v-am spus dumneavoastră, dar cum vreți să mă exprim? Există înregistrarea, n-ați spus așa. Deci vă rog, puțină decență. Ascultați cu atenție și... Dacă mai sunt și alte probleme, întrebări. Dacă nu, ce mai avizul comisilor? Spune la vot cine este pentru. Vă mulțumesc.
Este punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind acordarea de titlu gratuit al dreptului de uz și servitute către E.ON Moldova Distribuție S.A. pentru suprafață plană de 360 metri pătrați intravilan, situată în intravilanul orașului Moldova, acordată de componentă Cireșoaia, în vederea executării lucrării securizării tranșamente PTA 3 Cireșoaia, localitatea Sălin Moldova, județul Bacău. Dacă aveți întrebări sau discuții, pe marginea ce o să-i cred. Dacă nu, cerem avizul comisiilor. Spuneam ce este pentru. Vă mulțumesc. Și la ultimul punct, punctul diverse, dacă... Da, domnule, spuneți. În ședința anterioară am făcut vorbire despre situația izvoarelor cu apă minerală. Am predat secretarului orașului, din nou, pentru că atunci a fost o discuție în contradictoriu cu domnul viceprimar Rahel Constantin. Am depus, am înmânat și consilierilor locali în parte, procesul verbal, pentru că domnul viceprimar ne-a cerut lămuriri cu privire la calitatea noastră de a vorbi în numele societății de insolvență, lichidatori în stand SPRL. La început, domnul Vice. Am predat, vă rog, domnul Vice. Am prezentat la MAPĂ procesul verbal încheiat în data de 4-6-2015, unde, se spune așa, la data stabilită s-au prezentat următorii. Se enumerează la numărul 3 Rahel Constantin din partea primăriei Slănic Moldova. Dumnealui nu a vrut să recunoască că a participat la această ședință. Mai jos se spune la această ședință și procesul verbal semnat de domnul viceprimar, Flora SRL este reprezentată de administratorul special Dascălu Gheorghe. Deci, domnul viceprimar, la vremea respectivă, domnul Dascălu, poate erai reprezentant. Noi ți-am solicitat chiar incalitatea. Vă rog să-i retrageți cuvântul. Sunt termen. Eu trebuie să mă apăr, pentru că vin niște oameni care spun că eu vin și nu spun adevărul. Acum demonstrăm că adevărul este... Păi și care e adevărul? Că domnul viceprimar a mințit, pentru că a participat la ședința prin care s-a încheiat acest proces verbal. Cine l-a chemat atunci? A fost informat lichidator, instanță expert, cu reprezentant, administrator special... Aveți o puternicire de la lichidator să abordați problema asta? Da. Arătați-mă. Și ce spune numele aici? Este reprezentată de administratorul special Dascălu Gheorghe. Proces verbal semnat de domnul viceprimar. V-am puternice să dați și datorii de Sece Flora la primărie? Sece Flora, primăria, din câte știu eu, s-a înscris la masa credală, Flora fiind în insolvență. Păi atare recuperarea prezidentului. Păi dacă tot îi reprezentați, nu ne dați și răspunsul acesta, poate v-am puternice sau v-a dat banii să-i aduceți. Sunteți de eroare, nu știți legislație, domnul primar. Păi asta înseamnă împuternicit pentru o societate insolvența, care e insolvență, da? Societatea fiind a dumneavoastră, mi se pare corect că am împuternicit. V-ați înscris la masa credală, domnul primar? Dar la masa credală acum. Așa se face în insolvență. Nu, dar ce înseamnă masa credală acum? Păi nu știu, trebuie să vă dau lecții de jurisprudență. Domnule, poate noi nu știm, dumneavoastră vă pricepeți mai bine la lege. Dacă tot îi reprezentați, nu aduceți și banii pe care îi datorați primăriei. Sunteți tendențios. Dar nu sunteți tendențios de... Dar nu cunoașteți legea. Fără să înțeleg. Când ați introdus pe la Moldovei S.A. în insolvență, v-ați înscris la masa credală? Dar în ce calitate? Eu am introdus. Eu am solicitat în calitate de primar, motivat de datoriile pe care avea, să intre în insolvență. Știți că puteați să porniți executarea silită fără a apela la aceasta? Pentru că acum, în faliment pe la Moldovei, nu o să mai plătească niciun ban primăriei. Dar nu știu ce legătură are una cu alta. Are, pentru că ați avut un interes în pe la Moldovei S.A. Îl știți dumneavoastră? Pe acte. Vai de mine. Da. Pe monitor oficial, domnule primar, pe monitor oficial. Da. Vreți să vă dau cifre din monitor oficial? Eu am o discuție care nu face parte din... Păi dumneavoastră vorbiți de datoria lechidului. Păi eu v-am referitor la aspectul care ați puternicit anul Flora. Treceți pe ordinea de zi, dacă vreți o discuție privată sau înscrieți-vă la o audiență și eu vă dau toate detaliile care vă interesează. Eu m-am gândit că fiind împuternicit de firma care face lichidarea, în același timp m-am puternicit să dau și datoria către UAT. Nu înțelegeți că dumneavoastră v-ați înscris ca primărie, ca Consiliul Local la masa credală? Deci banii primiți pe la masa credală? De la cine primim, domnule? De la firma de insolvență. Aveți împuternicirea să spuneți să-mi dați banii, da? Domnule, da. Așa se procedează. Legal.
Insolvența nu face altceva decât UATS Fărin Moldova s-a înscris. Și din ce recuperează? Că din câte știu eu, Sânce Flora nu are nimic patrimoniu. Păi domnul primar, nu știu, important e să vă adresați firmei de insolvență, să urmăriți buletinul de insolvență. Păi dacă sunteți împuternicitul ei, nu-i normal să ne dați un răspuns? Păi da, domnul primar, dar lucrurile escaladează pentru că nu cunoașteți legea. Dacă ați cunoaște legea insolvenței... Domnule, deci dumneata ai datorii la primărie. Nu am, reprezint domnule. Reprezint societatea. Nu am, domnule dar primar. Dar nu ai nicio... Domnule primar, nu am. Nu am. Dacă nu ești împuternicit de societate. Nu am. Sunteți tendențios și dumneavoastră ca și domnul viceprimar. Da. Mai, da. Domnul să alte discuții mai... Okay. Nu mă rog, am prezentat da. Tot referitor la Ihoare. Am înmânat și presei. Agenția Națională ne spune că noi nu am fi fost în legalitate pentru că nu le-am trimis conform legii minelor la punctul 2 din interpelarea din ședința trecută. Documentația cadastrală în sistem de coordonate stereo 70. Am depus la mapă și aș vrea să vă spun că această documentație a fost predată personal cu adresa nouă din 21.04.2015 domnului director Aurel Gheorghe, director general, prin care, la punctul 4, conform legii minelor 85, articolul 6.7, cât și a solicitării dumneavoastră, adică ANRM, vă remitem titlurile de proprietate și documentația cadastrală în sistem de coordonate stereo 70 privind punctele de contur ale izvoarelor cu apă minerală. Dar nu am fost interpelat de către consilier la ședința trecută, în speță domnul Dumitru, și nu era în clar punctul 2 de pe întâmpinarea care a fost făcută de Agenția Națională a Resurselor Minerale. Și de asta am venit, că noi am intrat în legalitate, am trimis toate documentațiile cadastrale, ca atare... De ce Flora, sigur că da. Mulțumesc frumos, atâta v-am mulțumesc. Dar mai sunt și alte discuții. Dacă nu, vă mulțumesc pentru participare și în ședința ordinară. Vă mulțumesc.